E cum ai putea tu, ca și copil, să nu iubești, să nu îndrăgești muzica? Și am rămas plăcut surprins de personalitatea sa. Despre întâmplări amuzante și mai, de la filmările și mai plăcute celor... și mai neplăcute de în timpul filmărilor celor două videoclipuri alături de Mugura și Mănăstire. Da. Tot ce am făcut până acum a fost un autodidact. Felicitări pentru asta. Puteam să jur că asta este situația și tocmai de aceea admir asta, da? Și tocmai de aceea am fost atât de încântată să facem podcast și mai mult decât atât, chiar eu am insistat. Care pune preț foarte mare pe familie, pe unitatea familiei. TV. Da, așa este, dar eu sunt de obicei foarte perfecționistă și îmi place să fie lucrurile așa puse la... A fost un moment special, deosebit pentru mine. Încurajezii mi-au spus mai bine să fac altceva, pentru că mă pricep mult mai bine la alte lucruri. Bine, că niciuna, n-am nimic împotrivă cu manelele, general, da? Sunt pasionat... Istoriei, familiei. Sunt pasionată de foarte, foarte multe lucruri, o să aflați și despre asta. Câteva cuvinte despre părinți. Pentru început. Am reușit. Salutare și bun găsit într-un nou podcast Altfel de Vorbă cu Bai Ciprian Zota. Și pentru că sunt într-o altă locație decât Casa de Vorbă cu, o să mulțumesc în primul rând gazdei și pentru oportunitatea de a filma într-o asemenea locație, să zicem, rustică. Aici, în acest podcast de vorbă cu, îmi propun să aduc în fața dumneavoastră numai oameni talentați, importanți, de cultură, oameni cu simțul umorului, oameni mai deștepți ca mine, bineînțeles. Așa că acordați-mi, vă rog, încredere și răbdare, iar eu o să încerc să fac totul din ce în ce mai bine și sper că până la final să vă conving să vă abonați cu clopoțel, să dați un like, iar dacă veți da și un share să afle cât mai multă lume, vă sunt recunoscători. Înainte de a începe, urmează un film de prezentare a cărții de vizită a acestor meleaguri. Mănăstirea Cașin, meleaguri de civilizație și istorie, comorile județului Bacău, comuna Mănăstirea Cașin. Promovarea turistică a unei zone sau obiective turistice are înainte de toate o funcție de informare, contribuind direct la organizarea plăcută și eficientă a timpului liber. Așadar, prin această broșură dorim să informăm consumatorul asupra produsului turistic. Am România în gând, inimă și suflet. Punea Regina Maria, convinsă fiind că în sufletul mare al ei suntem și noi, locuitorii acestor meleaguri pe care ne le dorim de poveste. O poveste scrisă de oameni credincioși și harnici, iubitori de glie și tricolor, de ie românească pictată în culorile credinței, câmpului și jertfei noastre. O poveste rescrisă astăzi cu mijloacele mileniului 3, cu bucuria de a ne face cunoscuți, de a reda României și, de ce nu, universalității, peisaje, locuri, pagini de istorie și spiritualitate românească, unul dintre cele mai frumoase locuri pe care suntem atât de mândri de la mic la mare. Am citat din prefața broșurii Comorile județului Bacău, comuna Mănăstirea Cașin, scrise de doamna primar al comunei Mănăstirea Cașin, inginer Adriana Enache. Și acum să trecem la invitatul din acest podcast. După o adevărată aventură, dacă pot să-i spun așa, prin care am trecut înainte de a filma acest podcast, iată că în sfârșit am reușit. Activează pe YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Pot să spun că este primul creator de conținut din online de la acest podcast. Un om cald, vesel și plin de viață. Cel puțin așa o văd eu. Chiar dacă nu o cunosc de prea mult timp, am întâlnit-o vizual prima dată la un eveniment organizat în comună, apoi la ziua comunei în 2022 și am rămas plăcut surprins de personalitatea sa. De puțin timp a lansat și o piesă alături de Mugura și când veți vedea voi acest podcast, piesa e lansată de mult. Probabil... o mai știți și de la TV,
Prima dată când am văzut-o eu a fost la o emisiune cu mâncare, după postul Acasă TV. Și de puțin timp am observat că a schimbat trustul. Probabil că o să discutăm și despre asta în acest podcast. Și atare o puteți regăsi în emisiunea de dimineață, Neața cu Răzvan și Dani, de la Antena 1, la Observatorul de dimineață, bineînțeles. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați, stimată invitată. Așadar, vă mulțumesc cu respect pentru că ați acceptat să filmăm după lungi încercări. Aventuri împreună. Așadar, astăzi, aici, la acest podcast, altfel de vorbă cu Bai Ciprian Zota, o avem în față pe Elena Comăneci. Bine v-am regăsit! Bine ai venit aici, în colțul meu de rai, așa cum îl numesc eu, respectiv casa părinților mei, gospodăria lor, este casa unde eu am crescut. Ne aflăm în comuna Cașin, în județul Bacău și, așa cum spuneam, eu consider că aceasta este o minunăție de ținut, unde eu îmi găsesc liniștea și îmi culeg energia de care am nevoie să îmi desfășur activitatea. Odată la o anumită perioadă de timp, vin și la părinții mei și mă simt extraordinar. Și să începem cu începutul. Mai întâi, așa cum încep cu fiecare invitat pe care l-am avut aici, bine, nu au fost chiar atât de mulți, 5 la număr, câteva cuvinte despre omul Elena Comăneci. Cine este omul Elena Comăneci și de ce? Pentru că îmi place întrebarea asta, de ce? O să-ți spun și de ce. Omul Elena Comăneci este un om simplu, aș putea spune, în spatele a ceea ce se vede destul de complicat. Este un om simplu, o persoană caldă, așa cum spunea, iubitoare, care pune preț foarte mare pe familie, pe unitatea familiei, care își iubește foarte mult copiii și... De asemenea, iubește tot ce este frumos, iubește tradițiile populare, cântecul popular și care promovează tradițiile populare prin un aspect important, aș zice eu, deținerea unui număr mare de costume populare. Asta consider eu că mă poate numi un promotor al tradițiilor și culturii noastre. Mă bucur să aud asta. Și că tot vorbim de tradiții populare și am observat că în zona asta de tradiții populare, aici, în zonă, mai este o persoană care la fel promovează același lucru și am observat foarte bine. Care este legătura dintre Gabriela Comăneci și Elena Comăneci? Legătura dintre noi, din câte știu, este de rudenie, mai îndepărtate. Noi am fost colege de gimnaziu, am fost chiar colege de bancă, dacă bine mi-amintesc, și așa cum... Deci nu e o legătură de familie? Nu este o legătură, da, din câte știu eu, suntem rude, dar îndepărtate. Aha, deci oarecum potrivire de nume, cum ar veni, nume, da, am zis bine. Sunteți originală din Cașin? Din Cașin, da. Aici m-am născut, aici am crescut, alături de părinții mei, de bunicii mei, care au locuit până bunicul meu a trecut în neființă, chiar aici în curte cu noi. Bunica încă se află aici în curte cu noi și ne bucurăm de prezența ei și de tot ce ne oferă ea frumos. Vă trageți dintr-o familie de artiști? Nu mă trag dintr-o familie de artiști, dar chiar vorbeam ieri cu bunica din partea mamei, care se află la Buciu, o comună alăturată comunei Cașin. Încercăm să fac așa un mini-interviu, așa cum faceți voi acum cu mine, să aflu care sunt rădăcinile, dar nu rădăcinile apropiate, ci cele îndepărtate până la strămoșii mei. Un fel de arbol genealogic. Exact. Încercam să aflu informații, să aflu de unde mă trag, exact. Înseamnă că ești pasionată de așa ceva, de domeniul ăsta. Sunt pasionată. Istoriei familiei. Sunt pasionată de foarte, foarte multe lucruri, o să aflați și despre asta. Câteva cuvinte despre părinți. Pentru început. Cred că câteva cuvinte nu mi-ar ajunge să-i descriu pe părinții mei. Avem timp bereche. Părinții mei sunt doi oameni extraordinari care de mic copil mi-au sădit în inimă dragostea asta de tradiții populare și de cântec popular, care m-au crescut cu dragoste, cu iubire și cu afecțiune manifestată, atenție, dragi părinți, pentru că nu e suficient să iubești, să spui că iubești copilul, ci trebuie să și manifesti iubirea față de el, adică să-l pupi, să-l iei în brațe, să-l drăgălești. Eu am avut parte
parte de toate lucrurile astea, atât de la părinți cât și de la bunicii mei, lucru care m-au făcut pe mine să devin omul de astăzi, adică un om cald și blând și care știe să țină aproape oamenii de lângă el. Câteva cuvinte, de unde pasiunea asta pentru muzică? De ce muzica? Și nu dansul sau, știu eu, cântatul la vioară? Da. Și eu m-am întrebat de foarte multe ori în trecut, de curând am și reușit să aflu care este, de fapt am realizat așa ca un puzzle la vieții mele și cântecul mi-a intrat așa la suflet încă de mic copil, când bunica mea, încercând să mă adoarmă, îmi cânta câte un cântec. E, cum ai putea tu ca și copil să nu iubești, să nu îndrăgești muzica? Nu doar muzică populară, ci da, de foarte mic copil, bunica mea așa ne adormea ea și așa ne și trezea de altfel și probabil că am prins această dragoste pentru cântec, dar nu doar cântec popular, ci și... Da, chiar următoarea întrebare, de ce ai ales muzica populară? Muzica populară, cu siguranță am ales-o pentru că asta se asculta la noi în casă. De mic copil, la petrecerile familiei, la toate evenimentele care aveau loc, cam asta se asculta și, așa cum este firesc, mi-a intrat în suflet. Și acum o întrebare. Preferi cover-uri când interpretezi ceva sau ai și piese proprii? Am foarte multe piese din repertoriul personal, piese pe care eu le-am compus integral, linie melodică și text, piese la care am avut ajutor din partea oamenilor profesioniști, desigur, pentru că eu am cunoștințe muzicale, dar nu atât de aprofundate încât să-mi creez muzica de la A până la Z, dar desigur că interpretez și cover-uri, așa cum face oricare artist. Atunci când mergem la evenimente, oamenii ne cer și piese cunoscute, nu doar piese din repertoriul personal. Și că veni vorba de cover-uri, ai cerințe pentru manele? Nu, aș putea să spun cu toată inima și sinceritatea că deocamdată nu am abordat genul acesta de muzică, nu pentru că eu aș avea ceva împotrivă, ci pentru că pur și simplu eu sunt mult prea îndrăgostită de muzica populară. Bine, că nici eu n-am nimic împotrivă cu manelele, general, da? Oricărui om îi plac manelele. Îi place manelele, da. Mai vorbesc și îi eu. Îi plac. Oricărui om le plac manelele, că să fim serioși, la un chef, după câteva pahare de... Da, la evenimentele unde eu particip, sunt persoane care asta fac. Pentru asta sunt angajate. Deocamdată eu nu pot să spun că cuprind toate registrele muzicale, toate stilurile muzicale, deocamdată cânt folclor și poate un pic de muzică ușoară. O să vină și vremea, probabil, când o să trebuiască să diversificăm, pentru că, na, asta se cere. Ai renunțat la muzică populară pentru, știu eu, pop, să-i spunem așa? Nu, niciodată n-aș face asta. Dragostea pentru muzică populară este mult prea mare. Cine ți-a descoperit vocea? Nu cred că există o persoană care mi-a descoperit vocea, ci cred că mi-am descoperit-o singură. Chiar voiam să abordăm acest subiect, nu știu dacă mai este loc să mai amânăm. Eu nu mă consider o persoană extraordinar de talentată, pe cât de ambițioasă sunt. Adică au fost și oameni care, din contră, în loc să mă încurajeze, mi-au spus mai bine să fac altceva, pentru că mă pricep mult mai bine la alte lucruri și le dau dreptate, dar pentru mine... Aici contrazic. Tocmai ăsta este un talent. Talentul de a vorbi cu oamenii e un real talent. Nu oricine poate să vorbească cu oamenii. Sau să-i înțeleagă, să știe să ajungă în inima lor. Da, să se coboare și să urce la este oarecum un talent. Da, deci, așa cum spuneam, nu știu dacă există o persoană anume care mi-a descoperit talentul. Nici eu însă nu am crezut de la bun început că sunt talentată, ci am îmbrățișat cu mare dragoste cântecul popular și am fost atât de ambițioasă încât să progresez. Pentru că eu asta fac. Zi de zi încerc să evoluez pe cât de mult posibil. Și că veni vorba de voce. A spus cineva că aveți o voce asemănătoare cu o interpretă de muzică populară? Care anume? Bine, asta urmează să-mi spui. Nu, nu mi-a spus nimeni că mă asemăn cu nimeni la voce. Acum, chiar fiind o discuție așa, noi nu știm înainte ce urma să ne întrebăm, unii pe alții ce urma să răspundem, dar eu bănuiesc ce urmează să-mi spui. Să vedem dacă încercăm talentele acum.
Pe vremea când eram elevă a Școlii Populare de Artă în București, am studiat mai mulți artiști, așa cum era firesc, pentru că asta fac elevii acolo. Mai întâi învață piese din repertoriul altor artiști, după care încearcă să-și creeze propriul repertoriu. Da, până se formează vocea. Eu studiam pe doamna Niculina Stoican, pe Mariana Ionescu Căpitănescu, dar în special Niculina Stoican a fost dragostea vieții mele și încă este, o admir și o apreciez foarte mult. Da, nu de știu aceea, dacă de aceea un pic, ai un pic din timbru, Ivoca. Un picuț, da. Bine, nici eu nu prea mă pricep chiar atât de muzică, deci nu sunt chiar expert în muzică, deci am aici în fața camerei, care în spatele camerei, care se trage dintr-o familie de artiști. Apropo, podcastul... Un coleg din echipă. Da, da, podcastul îl găsiți tot aici pe canal. Podcastul cu mama colegului nostru de astăzi, care ne filmează da, și este da, drăguț da, bineînțeles, cu noi. Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Deci căutați pe Ciprian Zota, căutați acolo la podcasturi Daniela Tihan și Denis Tihan. Chiar Denis Tihan este chiar primul podcast pe care l-am făcut. Mulțumim, Denis, că ești alături de noi astăzi. Și... să trecem un pic în zona de studii, dacă ne poți spune ce da, studii. Așa cum vă spuneam, am urmat cursurile Școlii Populare de Artă din București, care s-au desfășurat pe parcursul a 3 ani de zile, am făcut și specializare 2 ani și cam acestea sunt studiile mele deocamdată, pentru că este foarte posibil să vă fac surprize în viitorul ce urmează. Opa, înseamnă că e o informație în premieră, nu-i așa? Da. Eu sunt oricum omul surprizelor, îmi place să diversific, îmi place să dezvolt mai multe arii ale vieții mele. Tot ce se poate dezvolta, nu las nimic nelucrat. Oh, e bun. Păi, mi-am dat seama de când am vorbit prima dată că ești omul surprizelor. Chiar, dacă pot să dezvălui un pic, am rămas foarte plăcut surprins când... gazda de astăzi m-a contactat și aici pot să recunosc că e prima persoană care a fost atât de încântată să facem acest podcast încât am făcut tot posibilul să-l realizăm și când să ne apucăm, ba a răcit ea, ba a răcit eu, deci cred că da. A fost scris în stele să... răcim aproape în același timp. Și nu neapărat. Și e chiar în același timp că... Da. Nu neapărat asta, cât probabil faptul că așa trebuia să fie. Fiecare dintre așa noi trebuia să mai evolueze un pic, fiecare trebuia să arate publicului ceea ce ar fi dorit să arate. Probabil că eu nu sunt astăzi omul care eram cu câteva luni în urmă, un an în urmă, de când tot ne chinuim noi să da, filmăm împreună. Da, să știi. Din păcate, timpul este destul de scurt și sunt foarte multe proiecte în care sunt și eu implicată, probabil că și tu, dar uite că Dumnezeu ne-a ajutat ca astăzi să ne întâlnim. Da. Și într-un cadru atât de frumos, nu știu dacă se aude și la dumneavoastră, dragi telespectatori, dar se aud păsărele, se aud minunat de păsărele aici din via. Iar la mine mă stresează o muscă. Pe mine mă stresează o muscă. Dacă alții le plac păsările, pe mine mă stresează o muscă. Uite că la mine nu vine muscă. Sper să nu se vadă pe cameră. Și să trecem un pic la partea de familie. Am văzut că aveți un băiețel. Am un băiețel de 9 ani și o fetiță de 4 ani. Am 2 copii. Fetița chiar ieri pe scenă era cu mine. Da, am văzut-o chiar... am admirat-o că pot să-i zic că e o vedetă de mică. Am văzut și anul trecut și anul acesta. Nu te lasă deloc singură pe scenă. Da, să știi că a fost chiar inițiativa ei să urce cu mine pe scenă. Îi place foarte mult atât scena cât și cântecul, cât și portul popular. Am încercat să, așa cum părinții mei au avut grijă să aducă mai aproape de mine cântecul, costumul și tradițiile populare, asta să transmit și mai departe către copiii mei și cred că îmi iese cu... Când v-ați apucat așa mai foarte serios de... Povestea este una destul de lungă și destul de interesantă. Timp de 13-14 ani am activat în domeniul, în sistemul bancar. Uh-huh. Evident că în timpul acesta
muzica a reprezentat pentru mine mai mult un hobby, o mare dragoste a sufletului meu, o pasiune, și o tratam ca atare, pentru că serviciul pe care îl aveam în momentul respectiv nu îmi permitea mai mult de atât. Dar a venit vremea și eu știam că va veni vremea, am așteptat cu sârguință și mi-am planificat absolut toți pașii să ajung exact unde sunt astăzi, și anume atunci când a trebuit să merg în creștere copil cu cel de-al doilea copil, cu fetița. Am zis că ăsta este momentul. Merg către insulă, dau foc corabiei și nu mai am ce să fac. Trebuie să mă ocup serios. Și cam ăla a fost momentul în care eu am zis start. Da. De ce... Bine, cred că am mai discutat asta mai înainte. De ce muzica și nu dansul? De ce muzica și nu dansul? Păi așa cum spuneam, pentru că muzică multă era în casa mea, muzică multă era în casa bunicilor, bunica ne cânta. Probabil că așa a fost să fie, mi-a plăcut foarte mult. Mi-aduc aminte că atunci când eram micuță, aveam un casetofon cu casetă și părinții mei cumpărau. Mama, țin minte că se ocupa de lucrul ăsta, ne cumpăra mereu casete și ascultam muzică. Și la un moment dat, ascultând atât de mult, am și învățat câteva melodii și am încercat să le interpretez. Și când am văzut că-mi iese, nu cine știe ce, că prima dată mi-aduc aminte când am interpretat o melodie în fața bunicilor, a familiei, nu au fost așa de încântați, dar mie îmi plăcea foarte mult cum auzeam eu. Și mie mi s-a părut ăsta cel mai important. Asta și e important la un artist. Dacă el consideră că cântă bine, înseamnă că... Da. Înseamnă că... Nu neapărat că e bine, dar... Da, și da. Nu doar pentru un artist. În general, în viață e bine că tu să faci ce simți tu și să nu te lași niciodată împiedicat de nimic și de către nimeni. Pentru că oameni care să-ți spună că nu poți sunt foarte mulți. Trebuie să mergi înainte și să-ți urmezi sufletul în primul rând. Și acum vine întrebarea, unde ai cântat prima dată? Voi așa dacă îmi dai voie, poți să... Folosim chestia asta cu tutuitul. Că... Da, sigur. Unde am cântat prima dată, așa cum îți spuneam, în fața părinților și în fața bunicilor. Tu te referi la un eveniment al... Da, să zicem, dacă zici că ai cântat de mică... Păi am cântat până să ajung la București, să plec la facultate, pentru că aici iar o poveste până acolo. Părinții mei, nefiind atât de încântați de ce auzeau de la mine, probabil că așa cum au știut ei la momentul respectiv, au crezut că dacă un copil este talentat, atunci merită susținut. Dacă un copil are un talent nativ așa destul de serios și vizibil, atunci merită susținut. Dacă un copil nu este foarte talentat, atunci probabil că ar fi potrivit să îl îndrum către altceva. Ceea ce a și fost cazul meu. Părinții mei probabil au zis că ar fi bine să fac alte lucruri în viață și nu m-au susținut atât de mult și a trebuit să ajung la facultate și să-mi urmez visul. Eu când am ajuns la facultate, n-am uitat că iubesc muzica populară. Până atunci cântam până la 18-19 ani, cântam pentru părinți. Adică eu nu-i slăbeam un moment la evenimente, la petreceri, la ce se organiza, le cântam non-stop. Chiar dacă nimeni nu mă punea să cânt, eu cântam. Și când am ajuns la facultate, am zis, măi, trebuie să fac ceva serios. Hai să văd cum pot să fac asta. Și am găsit Școala Populară de Arte la care m-am înscris și am urmat cursurile Școlii Populare de Arte în paralel cu facultatea. Deci oarecum facultatea a fost drumul meu către muzică, da, și șansa mea. Și acolo la școală, în timpul școlii, s-au organizat diverse spectacole cu școala, unde am cântat în fața unei întregi audiențe, adică a unei săli întregi. Dar până să ajung la școală, mi-aduc aminte că a fost o nuntă la noi în comună, nu mai mi-aduc aminte exact la cine, și acolo am fost să cânt prima dată. Cam ăsta a fost parcursul. Da, dacă o să mai vedeți din când în când că mai degust câte ceva, e doar suc, ca să știți. Să știi că eu ți-am pregătit aici chiar vin natural din gospodăria tatălui meu. Gospodăria părinților, dar este făcut de tatăl meu. Poate o să gustăm după. Trebuie să și gustăm. După ce filmăm, pentru că, mică, dacă gustăm după aia, o să trecem nu și la filmăm întrebările alea mai picante. Să sperăm că nu sunt așa multe întrebări picante. Nu, momentan, acum nu sunt. Dar știți cum, ăsta dezvoltă spiritul ăla de... Dezleagă limbile, cum s-ar spune. Da. Da, da, rămăsesem la părinți și prima dată unde ai cântat. Deci să înțeleg că prima
prima interacțiune cu publicul, cu publicul așa mai mare. Serioasă, da, a fost... Mai serioasă, așa să atunci când eram eleva Școlii Populare de Artă din București. În ce an? Tăiați că nu știu, nu mai mi-aduc. A, în 2008. Elevă a Școlii Populare de Artă am fost în 2008. Și că am vorbit la început, ajungem și la subiectul ăsta, de costume populare. Colecționați costume populare. Da, asta probabil că ai aflat și de pe rețelele de socializare și din timpul emisiunii Mâncare pe Care, acolo unde oamenii au înțeles pot să zic că chiar am fost un stalker al tău. Da, este adevărat. Sunt mare iubitoare de costume populare. Dețin un număr destul de mare de costume populare. Evident că poate nu este atât de mare pe cât au alți colecționari, dar atât cât mi-a permis mie timpul, bugetul și spațiu, probabil. Da, și spațiu, că și asta este un aspect important. Am strâns costume populare pe parcursul a mulți ani și le-am recondiționat, le iubesc și le îndrăgesc și am mare grijă de ele. Sunt unele piese care încă așteaptă atenția mea, adică așteaptă să le scot de acolo dintr-o lădiță de zestre, cum îi spun eu, și să le dau o viață nouă, pentru că multe dintre ele, fiind foarte vechi, încă arată destul de rău, dar eu, după ce mă ocup de ele, arată ca noi. Da. Și că după atingerea unui artist, da, totul se schimbă nou. Da, asta este o altă pasiune de-a mea. Am și mașină de cusut acasă și mă ocup personal de ele, personal. Aha. Bă, și vorbeai la început că, bă, eu nu am niciun talent, nu. Tocmai ăsta este un talent. Nu, eu am zis... Nu oricine poate să coase, nu oricine... Mă refeream la cântat. Talentul nu e numai la cântat. Da, nu, mă refeream la talentul de cântat, pentru că aici, asta punctam atunci, eu sunt conștientă că am mai multe talente, cel puțin oamenii din jurul meu îmi spun necontenit asta. Încerc să fac pe cât de mult posibil, cât îmi permite timpul. Mi-ar plăcea dacă ar fi posibil să mă clonez într-o zi și să fie o Elena care cântă, o Elena care coase costume populare. Da, mai știu pe cineva care vrea să se cloneze. În mai mult, să fie mai multe părți. Bine, e din showbiz, dar nu mai contează. Voiam să-ți mai spun ceva. E ceva foarte important de menționat legat de costumele populare. Bineînțeles. Că nu am costume populare doar din zona Moldovei. Dețin costume populare din foarte multe zone ale țării și le îmbrac cu mare drag. Mai ales la evenimente. Merg la evenimente în mai multe zone ale țării și, având avantajul acesta de a avea costume populare, mă pot îmbrăca în orice costum vreau eu. Oarecum ai intuit întrebarea? Dar întrebarea mea era, care e cel mai vechi costum popular pe care l-ai? Cel mai vechi costum, cred că, fără nicio îndoială, este costumul din zona noastră, un costum pe care îl... Chiar mă gândeam că zici că e din altă zonă. Nu aș avea cum să aflu, am costume foarte vechi și din alte zone, dar tind să cred că cel mai vechi costum pe care îl dețin este din zona noastră. Este costum de boieroaică, de câte am aflat de la mama mea care mi l-a achiziționat. Am și costum pe care îl moștenesc de la bunica din partea tatălui, un costum foarte frumos, însă este un pic mai nou. Acela foarte vechi și 100% autentic din zona noastră, din zona Cașinului, de pe Valea Cașinului, este foarte vechi, din câte știu, are peste 100 de ani vechime. Și acum o să schimbăm un pic brusc subiectul. Da, am revenit după o scurtă pauză. Scurtă pauză de hidratare și nu dintre asta, deci vedeți că arată la fel. Trebuie să cinstim. Da. Știi că, de fapt, așa se face, vin în casa unui om pentru prima dată, așa ai învățat atât moldoveanul, păi, cât da, și normal. Românul, de altfel românul, există o mentalitate să servim, să servim, te trebuie să guși măcar vinul, corect, să-mi spui cum este vinul tatălui meu. Hai să facem plăcerea gazdei, cum ar veni. Hai noroc. Să fim sănătoși și să ne mai vedem. Da. E bun, nu? Foarte apetisant, da. Vă garantez eu că are vin bun. Felicitări, să trăiască tatăl meu, să fie sănătos, să mai facă. Cât mai mult timp, să mai facă cât mai mult. Și pentru că ne-am relaxat, să trecem într-o zonă care pot să zic că pentru mine e acum, la momentul de față,
e oarecum discutabilă și e oarecum legată de un scandal care s-a încheiat recent în zona Mănăstirea Cașin. Este vorba despre, dacă poți să-mi spui, cum l-ai cunoscut pe Cristian Blănaru? Pe Cristian Blănaru. Am înțeles de la prima întâlnire, parcă, când ne-am întâlnit prima dată, că are legătură cu un costum popular. Eu o cunosc pe soția lui, am cunoscut-o în urmă cu foarte mulți ani, cu o anumită ocazie. Sincer să fiu, nu mai țin minte exact care a fost anumită ocazia. Cu o ocazie importantă. Da, am fost cu prietene, cunoștințe și am ținut legătura pe parcursul anilor. La un moment dat, când eu am venit acasă, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, țin minte, ea m-a invitat la ea acasă și mi-a făcut o surpriză extraordinar de plăcută, respectiv mi-a dăruit un costum popular de la care provenea de la bunica ei și am fost foarte încântată și recunoscătoare pentru gestul acesta minunat, pentru că recunosc că nu l-a mai făcut nimeni pentru mine și am ținut să îi port recunoștința chiar și în public, în mediul public. Da, păi atunci, dacă nu mă înșel, chiar ai fost îmbrăcată cu ea. Da, și am și pe mai multe pe rețele de socializare am spus că îi mulțumesc pentru costum. Păi, de acolo am remarcat eu și am făcut o legătura cu costumul. Da, și așa pentru... oarecum l-am cunoscut și pe Cristi. Da, a fost cu ocazia unui spectacol care a avut loc aici la noi în comună, spectacol unde eu am cântat și ne-am cunoscut și personal. Asta a fost inițierea relației noastre de prietenie. Da, iar eu legat de Cristi, că tot veni vorba de povestire, așa. Pe Cristi l-am, bine, e, acum mi-am dat eu seama, dar am fost vecini de bloc. Pentru că eu, acum vreo 30 de ani, eu am stat la bloc. Și Cristi, de fapt, stătea scara, deci scara mea era față în față cu scara lui. Bine, nu era chiar în față, era un pic mai, era mai în lateral, chiar în față, următoarea scară. Și cum l-am cunoscut, chiar frate mi-a zis într-o zi, păi da, dar vezi că nu știu ce, te-a recunoscut, nu știu ce, nu-l mai cunoști? Nu știam, chiar l-am întrebat așa, zic, pă, cine? Pă, Cristi, nu a fost vecin de scară, nu știu, parcă așa mi-aduc aminte că l-am cunoscut, în fine. Și de atunci pot să zic că am rămas prieten și am colaborat. Zic am colaborat pentru că oarecum legătura s-a restrâns foarte mult și îmi pare rău pentru asta, bineînțeles, normal, dar na, sper să revină la gânduri mai bune cât de curând. Pentru că, după părerea mea, tot el o să aibă de pierdut. Să înțeleg că vrei să-mi dai vreo veste proastă sau eu nu știu despre ce este vorba? A, bine, nu. Aici e vorba despre mine mai mult. Am obiceiul ca în podcast-urile așa să vorbesc mai mult. Să mai introduci și chestiuni personale, am înțeles. Să vorbesc mai mult decât invitatul. Da. Să încheiem subiectul despre mine, să trecem la invitat. Dacă ar fi posibil să te întorci în timp, ce ai schimba? Aș fi mai insistentă și mai incisivă. Wow, ești prima persoană care spune că ar schimba ceva. Da, da, pentru că mie mi se pare o oarecare mică dovadă, dacă pot să-i spun așa, de ipocrizie când spui n-aș schimba nimic. Bă, totul m-ar schimba câte ceva, pentru că se putea tot timpul mai bine. Dacă ar fi să schimb eu ceva, ar fi acest lucru. Aș fi fost mai insistentă, mai incisivă când vine vorba de părinții mei. Le-aș fi spus mai ferm că eu vreau să urmez cursurile școlii de muzică, pentru că am omis să spun asta, că atunci când am cerut părinților să mă trimită la școala, la liceu de muzică la Bacău, aceștia mi-au spus că ar fi bine să rămân acasă lângă ei, respectiv să fac un liceu aici aproape de casă și am ales să urmez cursurile liceului Dimitrie Cantemir din Onești. Asta e tot ce aș schimba. Da. În rest nimic. Am înțeles că ai făcut și canto. M-a auzit. De fapt, mi-a spus o păsărică pe aici. Da, este adevărat. După ce am finalizat cursurile Școlii Populare de Artă, evident că n-am fost mulțumită cu tot ce am făcut și niciodată nu sunt mulțumită. Îmi doresc tot timpul să evoluez și
Am lucrat cu diversi profesori de-a lungul timpului, profesori specialiști, care cu asta se ocupă de dimineață și până seara, și probabil că dacă va fi nevoie pe viitor, voi face asta în continuare. De ce nu? Ai zis că ai lucrat cu mai mulți profesori. Ai vreunul preferat? Sau știu eu, dacă e vreun profesor de canto, știu eu, ai eu vreo vedetă? Sau e doar... Nu este vedetă. Persoană? Doamna este... Mă refer la persoană publică. Nu este din mediul public. Este o doamnă foarte modestă, care nu și-a dorit niciodată să ajungă în atenția publicului, dar este extraordinar de profesionistă și dedicat acestei meserii, care m-a îndrăgit rapid și eu pe dumneai la fel, și se numește Sorina Creangă din București. Te întrerupt un pic. Cred că o să-l înjur pe ajutorul meu din spatele camerei. Cum se face asta? Nu mi-ascultă gesturile. Păi așa se mai poate. Da. Acum n-avem cum să fim perfecți, nu? Da, glumeam și eu. Asta acum vreau să... Să mai destindem atmosfera. Exact. Deniz, o să ai parte de o urecheală cât de curând. Da. Hai să mai cignim un pahar de vin. Hai, ca să ne calmăm. Da, rămăsesem la... schimburile astea de viață, dacă ai schimbat ceva. Ne poți spune câteva planuri de viitor? Păi da, nu mi-ar ajunge, iară, îți spun că nu mi-ar ajunge podcastul ăsta să vă povestesc tot ce am eu de gând să fac. Nu nimic, eu nu mă supăr. Dincolo de asta. Dimpotrivă. Dincolo de asta, se spune că dacă vrei să ai parte de reușite în ceea ce îți propui să faci, este bine să nu vorbești. Da, să vorbești doar la momentul oportun. Da, exact. Corect. Ce asta pot să vă spun, ca mai... să nu fiu așa, să par fals sau modestă. Care-s mai apropiate, așa, nu neapărat alea îndepărtate, dar așa nu. Și eu. Păi... Eu visez, de exemplu, să am un apartament în Bali. Na. Apropiate sau îndepărtate, tot planuri sunt tot obiective. Ce pot să vă spun este că am foarte multe proiecte în derulare și proiecte care urmează să vină, gândite, abia la stadiul de gând. Mm-hmm. Sunt proiecte care țin de cariera mea muzicală, evident. Așa că și planuri personale, nu vă așteptați să mai vreau. Nu vă așteptați să vreau un nou soț, că nu o să-l vreau. Nu era vorba de un nou soț, era vorba de poate un nou copil, mai da. Mare, da. Poate o casă mai mare, poate da. Poate un nou soț, nu mi-aș dori, dar na. Nu, nici eu nu mi-aș dori, avem o relație foarte pe care încerc din răsputeri să, și nu doar eu, cât și el, așa cum este firesc, să o creștem, să o întreținem frumos și să o creștem. Vorbim de soț, cum te înțelege soțul când vine vorba să cânți pe undeva sau... E mereu alături de tine sau... Dacă m-ați fi întrebat, apropo de asta, înainte de asta o să vă zic că podcastul ăsta să fie unul foarte sincer, da? Cu întrebări care eu nu le știam dinainte. De obicei, podcasturile mele sunt foarte sincere. Acum podcasturile tale sunt sincere, întrebările tale sunt sincere, dar tu nu știi cum îți răspund invitații. Ei, exact, ce pot să vă spun exact. Eu este că răspunsurile mele vor fi foarte sincere și deschise. Adică, de obicei, lumea mă cam apostrofează că sunt prea sinceră. Mie așa îmi place să fiu și nu vreau să mă schimb niciodată. Ce voiam să vă spun este că dacă m-ai fi întrebat acum, nu știu, un an de zile, cu privire la susținerea atât a soțului cât și a familiei, aș fi spus că e loc de mai bine, că nu mi-ar strica mai multă susținere. Însă, în momentul de față, chiar am parte de toată susținerea atât a soțului meu cât și a întregii familie și simt din toată inima că am o familie unită care este alături de mine și asta e cel tot mai important pentru un om, nu neapărat pentru un artist. Se aud câinii, dar nu e nicio problemă pentru că suntem la țară. Suntem la țară, nu? Suntem într-o gospodărie românească, moldovenească, a unor oameni care au tot ce le trebuie în gospodăria lor. Pot să vă confirm eu că e 100% românească. Dacă am zis că avem și vin natural, avem 100%. Și vin, deci avem și cozonac pe care l-am făcut eu. Cozonaci care încă am fac cu ochiul de acolo. O să servim și cozonac? Da, cu siguranță o să servim. Și că vorbeam de soț. Deci să înțeleg că la început nu prea vă susținea așa, nu prea era de acord să mergeți singură la evenimente? Nu. Cu privire la lucrul ăsta, niciun caz, nu.
Nu, n-a fost niciodată vorba despre asta, însă tot ce pot să spun este că a fost nevoie de muncă asiduă din partea mea, chiar și legat de acest aspect, în a convinge oamenii de lângă mine că asta e ce îmi doresc să fac, că asta mă pricepe cel mai bine să fac. A, deci să înțeleg că ai, până acum, pare că ai fost foarte convingătoare în fața tuturor că de acest talent de, de muzică. Da. În momentul de față, așa pare. Da. Nu pare, chiar este. După numărul pe care de urmăritori, pare că... Da. Da. Ai convins multă lume. Sunt ferm convinsă. Și asta mă bucură. Sunt ferm convinsă că așa cum mi s-a întâmplat mie, li se întâmplă tuturor oamenilor și că normal, este nevoie să muncești mult, ca chiar și oamenii de lângă tine să fie nevoie să-i convingi că tu asta vrei să faci, că asta știi să faci, că asta îți dorești și că ești dispus să muncești atât de mult încât cu asta să-ți ocupi timpul de dimineață și până orice seara. Orice lucru ai face, trebuie să te asumi un risc, are anumite consecințe și trebuie să ți le asumi. Da, revenim după o scurtă pauză și revenim... Bine, am încheiat cu un subiect despre soțul doamnei Elena Comăneci, care e aici de față, deci ne urmărește îndeaproape. Care tocmai ce a sosit acasă. Și bineînțeles ne bucurăm. Dacă vrea să apară în fața camerei, nicio problemă. Nu mă deranjează. Deci, bine, am vrut să fac asta pentru că mai înainte că... Era o dispută aici că să facem liniște, ceea ce eu nu vreau. Nu vreau să fie chiar liniște pentru că nu suntem într-un studio TV. Da, așa este, dar eu sunt de obicei foarte perfecționistă și îmi place să fie lucrurile așa puse la... Ei, nici chiar bine și eu, dar... Directive. Și eu, dar prea multă perfecțiune cam strică. Strică, da. Strică originalitatea. Da, și rămăsesem la susținerea la pe care mi-a oferit-o da, soțul meu. Revenim la planurile de viitor. Așa, planurile de viitor, da. Și anume la Mugurașii și Mănăstireni. Am vorbit mai înainte despre un videoclip. De fapt, acum îmi bag de seamă că au fost mai multe materiale pregătite, dar... Eu n-am vrut să te întrerup, dar sunt foarte multe materiale pe YouTube, pe pe canalul meu de YouTube. Tocmai asta vreau să anunț acum, cei care vor să se aboneze canalul de YouTube. Pe canalul Elena Comăneci găsiți acolo foarte multe piese ale mele personale, cât și mai nou cover-uri, dar evident de muzică populară. Da, și că a venit vorba de YouTube și de Mugurași și Mănăstireni. Da, Mugurași și Mănăstireni, dacă vrei despre ultimul videoclip ultima colaborare? Da, să-i spunem ultima colaborare. Nu, încă n-am ajuns chiar la ultimul videoclip care l-ai postat cu Mugurași și primul, care a fost filmat chiar în acest loc. Chiar în această locație, vreau da, această locație care este casa părinților mei. A fost un moment special, deosebit pentru mine, pe care l-am visat, l-am proiectat cu mulți ani înainte și iată că până la urmă s-a realizat. M-am bucurat foarte mult de susținerea Mugurașilor Mănăstireni și respectiva lui Cristian Blănaru, care mi-a fost alături, chiar de la prima solicitare. Mi-a spus da, fără asta pe gânduri. A fost, colaborarea asta a fost, să-i spunem, contracost sau de bunăvoie și nestilit de nimeni? Aceste detalii cred că trebuie să rămână doar între noi. Corect, corect. Și asta vreau să aud. Nu cred că interesează pe nimeni, dar dacă ar fi să vă spun, așa părerea mea personală, eu consider că Mugurași și Mănăstireni, cât și orchestra care mi-a fost alături, cât și alți colaboratori de-ai mei, ar merita toți banii din lume, pentru că sunt niște oameni muncitori, aici vreau să aud. Profesioniști, aici vreau să ajung. Care și-au făcut treaba cu tot dragul. Da, mai ales copii. Chiar mi-au plăcut filmările. Ne poți spune unde au fost făcute filmările? Filmările celui de-al doilea videoclip, împreună cu Mugurași și te refer, că primul a fost aici în curte, în gospodăria da, părinților. Exact, exact. Da, cel de-al doilea a fost la Scutaru,
dacă zic bine, da, la Scutaru a fost, da, realizat. Și la fel ca și aici în gospodărie, au participat și a participat și orchestra fraților Năstase, sub bagheta dirijorului, marelui dirijor Cristian Năstase, pe care îl admir foarte mult și îl salut și mulțumesc că mi-a fost alături. Da, și noi îi mulțumim. De asemenea, da, am înțeles că ai niște povestiri de la filmări. E imposibil să nu existe. Ha, da, ca la orice... Orice filmare, da, ca la orice proiect. Orice proiect vine cu momente plăcute, amuzante, interesante, momente neplăcute, momente... Mai interesant la neplăcute. Neplăcute, așa glumesc, să fie, glumesc, să avem parte și de câteva picanterii, da. Păi cele neplăcute au fost, în primul rând, obosea la care s-a acumulat, pentru că... Și vremea de atunci. Și chiar... vremea, da, ne-a jucat feste și am stat într-un stres continuu pentru că urma să plouă, dar până la urmă Dumnezeu ne-a ajutat să nu plouă și am filmat, am terminat cu brio proiectele. Apropo, vreau să vă țin să menționez că... intenționam să fiu și eu prezent la filmări atunci, dar cineva anume nu și-a dorit. Asta am vrut să marchez. Atât. Am înțeles. Mai multe nu vreau să spun. Bine, eu te înțeleg și pe tine, doar că bănuiesc că și tu mă înțelegi pe mine dacă rămân oarecum neutră față de această situație, care oarecum nu mă privește pe mine, dar... Da. E mai bine așa. Da. Ce voiam să zic legat de situațiile neplăcute a fost asta cu oboseala, pentru că eu mă trezisem în dimineața respectivă de la ora 4:30. Da, în aceeași zi am filmat în aceeași zi două videoclipuri, da, trebuie să merg și la machiaj și la coafiură. Mă doare cap. Și cu o zi înainte am pregătit masa pentru cei 40-50 de oameni care urmau să ne calce bătătura, cum se spune pe românește, de acolo, de la Scutaru, urma să venim să filmăm cel de-al doilea videoclip, aici, în curtea părinților, și am zis că așa e normal și deci românește și omenește. Filmarea a fost tocmai invers. Da, invers a fost. Românește și omenește este să pui masa acelor care îți calcă bătătura, să cinstești oamenii care vin cu drag la tine în bătătură. Și a trebuit să gătesc împreună cu femeile, doamnele din familia mea. A fost o muncă asiduă, dar a meritat tot efortul din lume. Și momente amuzante au fost că ne-am simțit foarte bine acolo, ne-am cunoscut, s-au organizat filmări și pentru alți artiști, au venit și alți artiști să mai filmeze videoclipuri alături de noi și ne-am cunoscut. Inevitabil. Da, revenim. Inevitabil, bineînțeles. Da, vorbeam despre întâmplări amuzante și mai de la filmările și mai plăcute și mai neplăcute din timpul filmărilor celor două videoclipuri alături de Mugura și Mănăstire. Da, despre ei. Ce întâmplări mai amuzante? I-a căzut la un copac în cap, glumesc, Nu mi-amintesc să se fi întâmplat lucruri de genul acesta. Mi-amintesc doar atât că a fost o zi extraordinar de călduroasă, că a fost un efort fantastic, atât din partea lor, cât și din partea mea, să reușim. Cu ocazia asta vreau să-i felicit pe Mugurași că au rezistat la așa condiții, că nu a fost doar căldura, a fost și timpul foarte lung. Da, chiar e fericit. Ne-am extins destul de mult, am filmat de dimineață, dacă mi-aduc aminte, de la, 12, cam așa, de la prânz, până seara târziu am filmat. Ceea ce pentru niște copii, că ei până la urmă sunt copii, este destul de dificil, dar bănuiesc că sunt destul de obișnuiți cu viața asta dusă până acum și care urmează, că va fi... Normal și care se sperăm că va urma. Va continua, adică. Vorbim despre piese noi, despre... Vorbim despre piese noi. Nou, cel mai nou, să ajungem în prezent, cum ar veni. Cel mai nou videoclip te referi la cel cu Mugurașii sau la cel filmat la... Cel cu Mugurașii sau... Nu știu dacă ai văzut pe YouTube, dar mai am un videoclip făcut la muzeul satului la Sibiu, alături de soțul și de copiii mei. Chiar m-aș bucura dacă am povestit despre el. Da, este un videoclip pentru mine la fel, gândit și dorit cu foarte mult timp înainte, pe care l-am proiectat de la A până la Z, pot să zic. Este conceptul meu, 100%, atât videoclipul, regia, cât și textul, linia melodică. Piesa am reușit să o realizez cu ajutorul
orchestrei Rapsozii Moldovei, sub bagheta dirijorului Dorin Vitalie de la Chișinău. Oameni care îmi sunt foarte dragi, care sunt profesioniști desăvârșiți și care m-au ajutat să duc la bun sfârșit acest proiect atât de dorit sufletului meu. Filmările de acolo au fost destul de, pot să zic, a fost o zi destul de grea, cu provocări, pentru că a trebuit să provocări? Film... Provocări? Wow, da, pentru că... provocări. Nu cred că sunt din cele pe care ți le imaginezi tu, dar a fost vorba de multă oboseală de asemenea și de faptul că am filmat alături de cei doi copii ai mei care la vremea respectivă erau mai mici și, așa cum se știe, filmările alături de copii sunt destul de grele pentru că copiii obosesc, copiii se plictisesc, copiii plâng. Trebuie să le schimb mereu. Da, am avut parte de o vreme bună, da, dar ce voiam să spun era că am avut parte de doi profesioniști, respectiv Andrei Vrășmaș și asistentul acestuia, dar Andrei Vrășmaș este realizatorul videoclipului și este un profesionist desăvârșit, chiar legat de unul dintre momente de la videoclip. La un moment dat, fetița căzuse de pe ceva, nu știu, am fost noi neatenți într-un moment și fata a căzut. S-a lovit un pic și a început să plângă și el a fost pe fază, a filmat exact momentul respectiv, urmând ca videoclipul să apară cu fetița cu lacrimi în ochi, care în videoclip plângea după tăticul ei care pleca în străinătate. Da, deci a adaptat... Da, a adaptat regia astfel încât regia să iasă exact ce ne-am dorit noi. Da, și încă un aspect foarte interesant a fost că înainte de filmarea videoclipului de la Sibiu, am fost nevoită, așa am putut eu să-mi organizez programul, am fost nevoită să mai filmez un videoclip în București, exact o zi înainte, un videoclip care la fel a necesitat o muncă destul de grea, că a trebuit să adunăm o echipă de, nu știu, undeva la 15 oameni, telefoane, organizare. Cine se ocupă cu această meserie știe despre ce vorbesc, că e foarte greu, nu e deloc simplu. Oamenii care privesc produsul finit, respectiv videoclipurile noastre, se bucură, ne apreciază, dar, nu știu ce dar e în spate, de multe ori, mulți dintre ei nu știu anume ce e în spate și câtă muncă implică toată treaba asta și atât de obosit am fost în seara respectivă că a doua zi a trebuit să plecăm la Sibiu de dimineață cu copiii după noi să filmăm acest videoclip și eram foarte obosită, la un moment dat am și plâns de oboseală, eram așa de epuizată încât am plâns, dar probabil că așa a vrut Dumnezeu ca eu să plâng, ca să pot arăta cu fața aceea mai tristă exact cum trebuia pentru videoclipul respectiv. Deci a fost exact... S-a potrivit perfect. Regia perfectă. S-a potrivit perfect. Tocmai a trecut o mașină. Asta ca să auziți. Încă o dovadă că suntem la țară. Și încă o dovadă că suntem live. Da. Că filmăm... Da. Și asta mă bucură. Pot să zic că este primul podcast filmat în aer liber. Așadar, și pentru mine e o provocare. Și că tot vorbim de provocări, se pare că e o plăcere așa să filmez câte două videoclipuri în fiecare zi, nu? Da, de multe ori suntem nevoiți, nu avem încotro, pentru că așa se... Timpul ne presează foarte mult. Atunci când lucrez cu foarte mulți oameni, e foarte greu să sincronizez pe toată lumea și... Oricum, ceea ce pot să spun eu este că, într-adevăr, mi-aș dori ca pe viitor să fiu un pic mai organizată. Sunt ferm convinsă că o să și reușesc, pentru că la cum mă cunosc pe mine... Deja începi. Da. Să fii foarte organizată și mie nu mi se pare că e nicio dezorganizare, dar în fine, ținând cont că a durat atâta până ne-am hotărât să filmăm... Da, da, nu a fost. Aici chiar nu a fost vorba de dezorganizare, ci pur și simplu nu ne-am sincronizat. Tocmai. Trebuie să spunem telespectatorilor că eu, pentru a putea filma cu tine împreună, trebuie să vin de la București. S-a întâmplat asta cu ocazia spectacolului care a avut loc de zilele Comunei Mănăstirea Cașin. Dar și dacă nu ar fi fost zilele Comunei, ar fi trebuit ca eu să vin de la București să putem filma împreună. Sau tu să vii la București, ceea ce înseamnă că e nevoie de organizare și de... Normal, păi exact. Da. Dacă, să fiu sincer, dacă nu reușeam nici astăzi să filmăm, eram hotărât să vin la București. Deci dădeam năvală. Sper că cameramanul meu era de acord, nu? Cameramanul zice că era de acord. E bun. Da.
Și să revenim la evenimente. Sunt și la evenimente private, nu-i așa? Desigur. Cu asta se ocupă artiștii. Dacă n-am face asta, nu ne-am numi artiști până la capăt. Poți să-mi povestești un eveniment, așa, știu eu, unul neplăcut și unul neplăcut. Unul plăcut, plăcut și unul neplăcut. Am avut destul de multe evenimente și plăcute și neplăcute. Nu știu să zic, unul neplăcut. Hai să începem cu neplăcutul, că sigur, de asta sigur îți plac. Unul neplăcut în care... Bineînțeles, mă bucur că invitatul încă și-a dat seama. Unul neplăcut a fost, dacă stau eu bine să-mi amintesc, în care am mers la un moment dat în spate pentru a mă schimba de costum popular și... Nici prea multe! Nici prea multe, da. A ieșit mireasa așa un pic ciufulită din niște... Să nu spun că s-a interpretat acum. A ieșit mireasa un pic ciufulită. Ăla eu l-am considerat un moment, na, pot să zic neplăcut. Acum da. Lumea ar zice că e amuzant. Da. Da. Plăcute au fost foarte multe momente. Momente în care atât mirii cât și invitații m-au făcut să mă simt ca o regină. Așa cum probabil ar vrea orice artist să se simtă în cadrul unui eveniment. Te gândești la o colaborare cu... Să revenim acum la Gabriela Comăneci. La o colaborare împreună? Sunt deschisă la orice în cariera asta de artist. Dacă nu ești deschis, rămâi cu un pas în urmă. Așa consider că trebuie să fie. Da, sunt deschisă, eu apreciez și admir foarte mult pe Gabriela, apreciez atât și talentul ei. Și răbdarea cu care... Da, talentul ei, eu aici vorbesc de artistul Gabriela, atât talentul ei apreciez, cât și puterea ei de a fi manager, pentru că ceea ce face ea se numește management. Să ții împreună la oaltă o mână de oameni alături de tine atâția ani, asta înseamnă mare lucru. Ce înseamnă pentru tine un om cu voce? La un artist, de exemplu. Un om cu voce. Păi un om cu voce pentru mine înseamnă un om cu atâta talent cât și ambiție, cât și muncă. Deci vocea nu este talent și atât. Ca să ai voce, tu ca artist, trebuie să ai de toate, din toate câte un pic, respectiv un pic de talent, un pic de ambiție, un pic de muncă, nu un pic, un pic mai mult. Adică cam asta este. Vrei succes? Exact. Succesul vine odată cu muncă. Ce părere ai de vocile de astăzi din România? Nu știu dacă mă aflu eu în măsură să spun ce părere am despre voci. Sunt foarte ca multe... Ca artist, mă refer. Ca artist. Sunt foarte multe voci pe care eu le admir și le apreciez și oarecum pot să spun că le și urmăresc, care mă inspiră. Sunt și voci care poate nu-mi sunt neapărat pe plac, dar nu sunt omul care judecă. Eu sunt omul care... își vede de pătrățica lui, care are propriile planuri și proiecte și propriul drum pe care îl urmez fără să mă uit în stânga și în dreapta, pentru că, uite, asta iară o chestie pe care am deprins-o de curând și am observat că aduce mai mult succes în viața mea când am început să mă uit doar la mine și la ceea ce îmi doresc eu să fac și către obiectivul meu, fără să mă mai uit stânga sau dreapta, să mă uit doar înainte, către ceea ce îmi doresc eu să fac și atât. Fără să mă compar, fără să judec, fără să mă uit în curtea altora. Da, pe românește. Că tot veni vorba de comparație. Ai vreun interpret sau ceva din muzica populară preferat? Am foarte mulți interpreți din muzica populară pe care îi admir foarte mult și... Normal. Pe care îi consider profesioniști și muncitori, unde se vede că munca și-a spus cuvântul și că nu doar talentul sau norocul. Mulți dintre noi credem că unii dintre artiști au ajuns acolo unde sunt pentru că au fost norocoși. Iată că eu sunt unul dintre oamenii care crede că nici un artist, nici un om în viața asta nu a ajuns nicăieri acolo sus undeva fără să muncească, doar pe bază de noroc. Deci exclus asta nu cred, nici o secundă și nici un gram din ceea ce sunt eu nu cred de asta. Și o întrebare acum legată de... Să spun de... și artiștii pe care îi admir eu foarte mult. Da, bineînțeles. Sunt dintre artiștii mari, așa cum spuneam că am studiat și la școala populară, de la începuturile mele, respectiv Niculina Stoican, Mariana Ionescu-Căpitănescu,
sunt foarte mulți. Nineta Popa, iar este un artist foarte mare de la care am cules melodii și pe care le-am cântat și le cânt cu drag. Poate chiar între primele piese pe care eu le-am învățat, am învățat să le interpretez, au fost din repertoriul Ninetei Popa. Și am văzut că ești foarte activă pe rețelele de socializare. Încerc să fiu activă pe rețele, nu-mi iese tot timpul, pentru că, așa cum probabil unii dintre cei care mă urmăresc știu, am și familie, am o familie de care trebuie să am grijă, nu am o bonă care să mă ajute, nu am părinții alături, din păcate, eu sunt la București și părinții mei sunt aici la Onești, deci ne despart 300 de kilometri, fapt pentru care sunt nevoită să-mi organizez viața astfel încât să mă descurc cu toate, cu televiziune, cu proiecte muzicale, cu familie, cu multe alte pasiuni pe care eu le mai dezvolt. Dacă vreți, vă spun și despre ele. Da. Este, de fapt, sunt rețelele de socializare un mod de a se promova artiștii? Și da. Aici mă refer la general. Da, este, păi, cred că este cea mai mare oportunitate oferită în ultimii ani, nu în ultimii ani, de cursul unei lungi perioade, care s-a pus la dispoziția artiștilor pentru a se promova, da. Rețelele de socializare sunt foarte ofertante. Da. Poți să-mi definești un pic ce înseamnă o vedetă online și o vedetă offline? Ce înseamnă o vedetă online? Păi, vedeta online este cea care creează conținut constant, care are foarte mare grijă în a fi constant, care probabil pulsează pe partea asta de online, adică nu abordează și televiziune. Mă gândesc că, uite, spre exemplu, când e vorba de artiști, sunt artiști care merg și la televiziuni cu specific, respectiv Etno TV, Hora TV, sunt multe televiziuni, dar am observat că în ultima vreme sunt artiști care pun mai mult accent pe online, pe canalele de YouTube. Bine, da, asta într-adevăr. Cred că crezi că a avut un efect benefic pandemia? N-aș putea să spun că a avut un efect benefic, pentru că, așa cum se știe, evenimentele s-au restrâns destul de mult. Sunt într-un număr mult mai mic acum evenimentele. Deci, nu pot să zic că a avut un efect benefic. Pandemia e clar că a schimbat pandemia, da, modul de gândire a oamenilor. Da, și modul de, știu eu, a privi lucrurile. De abordare, da, cu siguranță. Ne-am dat seama că sunt lucruri pe care le putem face în plus față de ce știam să facem. Unii dintre noi au trebuit să se adapteze. Exact, de aceea era întrebarea cu vedetele în online și offline. Da, probabil că ceea ce urmează să vină e ceva la care noi nu ne așteptăm. Am auzit câteva zvonuri, dar prefer să nu le iau oarecum în seamă. Încercăm să ne desfășurăm activitatea în continuare atât de mult cât este posibil, să facem ce putem noi mai bun. Cel puțin eu, din punctul meu de vedere, fac tot ce îmi stă în putință pentru a oferi publicului meu, care mă iubește și mă îndrăgește, tot ce am eu mai bun, ca și conținut. Da, vreau să menționez că în timpul acestui podcast avem și o ședință foto, nu-i așa? Da, și de care sunt foarte încântată, pentru că mie îmi plac foarte mult pozele. Dar îi recomand fotografului să mai folosească și blitzul. Așa. Asta așa ca o indicație probabil că prețioasă. Se bazează pe lumina asta de ambient. Probabil. Da, i-aș recomanda. Da. Să continuăm. Credeți în dezvoltarea online-ului în deprimentul televiziunii? Adică probabil că e de acum o tire mult cunoscută, că după cum se spune că o să dispară televiziunea clasică și toată lumea o să bazeze pe online. Eu nu cred oricum în asta, dar... Da, nici eu nu cred 100% că vor dispărea televiziunile. Eu cred 100% că nu vor dispărea. Da, că și eu la fel cred... Cred într-adevăr că online nu va câștiga teren, dar, așa cum spuneam, ne vom adapta. Asta este datoria noastră. Și de ce am amintit treaba asta de online? Pentru că următoarele întrebări vor fi, hai să spunem, un set de întrebări create de, probabil că ai auzit, de inovația secolului, dacă pot să-i spun așa, da. ChatGPT. Și am făcut și eu experimentul ăsta.
care, apropo de experiment, facem așa, facem așa o pauză. Chiar apropo de ChatGPT, am experimentat treaba asta în pe bune, cu o știre și o spun aici în premieră în acest podcast, pentru că asta pentru a vedea și pentru a auzi mulți că ceea ce să se uite de 10 ori înainte de a crede o știre. Da, a fost creat, am creat o știre falsă care, spre surprinderea mea, a ajuns unde chiar nu-mi doream. Bine, probabil că o să ți-o arăt în privat știrea, pentru că știrea e acum în privat, pentru că putea da ceva foarte rău și am decis să fim... Da, să revenim. Deci am pregătit un set de întrebări create de această inteligență artificială numită ChatGPT și prima întrebare sună cam așa. Cum ați descoperit pasiunea pentru muzica populară și cum ai început cariera ta în acest domeniu? Am discutat la început, dar pot să aprofundez, nu mă supăr. Nu știu ce aș putea să spun în plus, de faptul că, așa cum spuneam, dragostea pentru cântec popular și pentru tradiții mi-a fost sădită în inimă de către bunica mea, de către părinții mei, alături de care am crescut și în casa cărora am avut parte din plin de aceste daruri. Pot să spun că sunt daruri pe care i-a putut să mi le facă. Care sunt principalele influențe muzicale și artiștii care te-au inspirat în parcursul tău artistic? Principalii artiști care m-au inspirat, așa cum spuneam, au fost Mariana Ionescu Căpitănescu, Niculina Stoican, Nineta Popa, Veta Biriș, iară piese ale care am studiat și am învățat. Mi-au plăcut foarte mult. Sunt foarte mulți artiști pe care îi admir. Cum te pregătești pentru concerte și spectacole importante? Ai anumite ritualuri sau obiceiuri înainte de a urca pe scenă? Da, vreau să menționez că întrebările au la bază informații pe care eu le-am acordat în momentul când am solicitat asta. Deci, oarecum au și legătură, deci nu e chiar 100% inteligența artificială. Da, conceptul. Cum mă pregătesc pentru spectacole? Da, ce pot să spun este că, da, într-adevăr există un ritual. Sunt o persoană extraordinar de meticuloasă și perfecționistă. Mă ocup singură de tot ce înseamnă imaginea mea, respectiv coafură, make-up, costume. Îți dau un sfat. Ar trebui să-ți iei ori un stilist, ori ceva, pentru că nu cred că o să faci față prea mult timp. Așa. Eu cred că o să fac față, pentru că, având bine, multe evenimente... Bine, mai vorbim peste vreo câteva luni sau ani, probabil. Și o să-mi dai dreptate. Eu cred că cine are nevoie de stilist nu poate să-l care după el tot timpul la toate evenimentele, însă cine este cu stilistul la purtător respectiv cu mânuțele astea două, asta... nu are cum să nu reușească. Depinde și de talentul fiecăruia. Da, asta este un alt talent, dacă aș putea să spun așa. Și nu o spun eu, cât o spun apropiații, prietenele mele, pe care le mai și ajut din când în când, dacă timpul îmi permite, cu mare drag, împart darul ăsta de la Dumnezeu și cu alte persoane care îmi sunt dragi, respectiv make-up, coafură și styling, că dacă cineva, consultanță vestimentară, așa, dragii corect, mei, așa se numește. Dacă când cineva te întreabă dacă îmi stă bine cu asta, mai ales la costume populare, mi s-a spus și din partea artiștilor mari, artistelor, în special că artistele, noi între noi ne mai analizăm ținutele, da? Mi s-a spus că am costume foarte frumoase și că sunt o persoană stilată și cu bun gust, ceea ce mă bucură. Confirm. Care este cea mai memorabilă experiență pe care ai avut-o în timpul unei reprezentanțe sau unui turneu, știu eu? Vă spun, este un moment care probabil pentru unii este un moment simplu, lipsit de prea mare, nu e ceva bombastic așa de dat la știri, însă pentru mine a avut o însemnătate extraordinar de mare. Aș putea spune că au fost două momente, dar o să vă spun unul dintre ele. Respectiv, chiar și pe amândouă, că avem tot timpul. Bine, atunci o să vi le spun pe amândouă.
Au fost două momente foarte emoționante pentru mine, respectiv prima dată când am urcat pe scenă aici la noi în zona a fost cu ocazia zilelor Cașinului, da? Sărbătorile Cașinului s-au organizat la noi în comună și am fost invitată să cânt. Să amintim, podcastul o să apară înaintea sărbătorilor Cașinului, da. Care cred că sunt pe 15 august, dacă nu mă înșel. Da, anul acesta pe 13 august sunt, pe 13. Din câte am înțeles, okay. Da. Ok. Cu ocazia acestor sărbători. Și domn primar de la Cașin, dacă ne auziți. Da. Ce să facă săracul domn primar, că el are atât de multe pe cap. Să ne cheme, bineînțeles. Să ne cheme, da. O să ne cheme, cu siguranță. Da, așa cum spuneam, în momentele acelea în care s-a organizat acest spectacol, am fost invitată să cânt și în momentul în care am urcat pe scenă, nu știam că tatăl meu va fi prezent. Era prima dată când tatăl meu era prezent la vreun eveniment de al meu, unde eu aveam o reprezentație artistică. Țin minte că îl vedeam, l-am zărit de pe scenă la o distanță extraordinar de mare, nu știu dacă tu știi, dacă cred că știi, cum este amplasată curtea școlii la noi și scena era undeva în spatele curții școlii, iar tatăl meu era undeva la poartă. Era o distanță foarte mare, însă eu de acolo, de pe scenă, am reușit în mulțimea aceea de oameni să-l zăresc pe tatăl meu și când am început să cânt, tatăl meu avea lacrimi în ochi și la un moment dat chiar îi se împleteau lacrimile în barbă. Pentru mine a fost un moment extraordinar de emoționant și marcant, da, pentru că era prima dată când tatăl meu era alături de mine. Până atunci nu s-a întâmplat. A venit și momentul acela și... Da, deci atunci, abia atunci a realizat că... Că eu, talent, asta, da. Că eu asta îmi doresc să fac. Nu neapărat cât talent, ci că eu asta îmi doresc să fac cu adevărat. Că asta îți dorești. Și al doilea moment a fost legat tot de tatăl meu, anul acesta la Revelion, când am susținut un spectacol în Onești și la fel tatăl meu a ținut, deși a întâmpinat câteva probleme de sănătate în urmă cu câțiva ani, a ținut să vină cu mine, să fie prezent și să mă însoțească la acest eveniment și pentru mine a fost un moment așa în care eu l-am prezentat, am spus cine sunt, a trebuit să mă prezint pe scenă, să spun cine sunt, a cui sunt. Și nu știu dacă tu știi, dar bănuiesc că știi că am și o pagină pe Facebook unde eu sunt, m-am autodenumit fata lui Comăneci, da, și așa da, m-am și da. Prezentat. Eu sunt fata lui Comăneci, Ion Comăneci de la Cașin. Da. Cum gestionezi balanța dintre viața personală și cariera ta în muzică, având în vedere că acestea implică adesea program intens și deplasări? Pentru că și am discutat mai înainte, dar... Da, da, pentru că așa cum spuneam, am o echipă puternică, aceea formată din mine și soțul meu. Noi suntem o echipă și ne care ajutăm. Care ne susține. Da. Necontenit. Ne privește chiar și acum. Chiar și ne privește. Mai pleacă din când mai vine, revine aici pe platoul de filmare. Da. Bine că audă numai lucruri de bine. Numai de bine. Oricum nu prea a avut ce să audă de rău, că nici nu se întâmplă, nu s-a întâmplat de rău, dar, dar da, dincolo de toate, da, într-adevăr, noi doi suntem o echipă, altfel nu am fi reușit și nici eu n-aș fi reușit, dar nici el în cariera trebuie. Lui, pentru că noi ne susținem reciproc. Așa și trebuie. Da, și așa cum spuneam, nu doar soțul, ci și părinții, dar în măsura în care ei pot și ne permite timpul, având în vedere că ei sunt departe de mine, dar dacă au un moment de libertate, le permite timpul, ei sunt lângă mine necondiționat și ne ajută cu copiii. Care sunt cele mai mari provocări cu care te-ai confruntat în industria populară și cum le-ai depășit? Da. Rămăsesem la întrebarea... Da, și... Rămăsesem la cozonac. Da, dacă tot am făcut o mică pauză, pentru că cozonacul care îl vedeți în față acolo, chiar ne ca făcea cu ochiul și mai ales cameramanul nostru care îi făcea rău de tare. Este pofticios. N-avea, da, era foarte pofticios. Ți-a plăcut, Denis, cozonacul? Ți-a plăcut, da? N-a dat curaj să... Este făcut de mine, ați înțeles, da? Da. Bun. Da, e nemaipomenit. Excelent. Da, vorbeam de... Nu mai țin minte care a fost ultima întrebare. Care sunt cele mai mari provocări cu care te-ai confruntat în industria muzicii populare și cum le-ai depășit? M-am întâlnit cu destul de multe provocări în meseria asta, în profesia asta, dacă îi pot spune așa. De pe vremea când încă mi-era pasiune, nu profesie,
respectiv partea financiară. De ce să nu vorbim adevărul că probabil nu, toți artiștii știu despre ce vorbesc. Este nevoie de foarte multe resurse din punct de vedere financiar pentru a te susține ca artist. Noi artiștii nu avem nicio susținere din altă parte decât din sursele proprii. Și eu una, vă spun sincer că am făcut eforturi considerabile asta de vedere pentru a oferi publicului meu ce este mai frumos și sunt hotărâtă și am proiecte și planuri mari să fac lucrurile din ce în ce mai bine. Asta evident că vă imaginați că... Da, costă. Da. Costă foarte mult. Ai vreo colaborare muzicală în care ești, ai vreo colaborare muzicală în care ești foarte mândră sau vreo persoană cu care îți dorești să colaborezi în viitor? Sunt foarte mândră de toate colaborările de până acum. Prima mea colaborare cu orchestră din România a fost cu Doina Gorjului, sub bagheta marelui dirijor Aurel Blonda, pe care îl salut și îl stimez. Practic, domnia sa a fost responsabil de debutul meu. Domnia sa s-a ocupat de primele mele piese, de primele mele apariții. Datorită domniei sale am făcut cunoștință cu producători la televiziunile cu specific. Îi mulțumesc pentru asta și pentru faptul că mi-a deschis oarecum drumul pe cântecul popular, în cântecul popular. Evident că au mai fost și alți oameni talentați, profesioniști, care mi-au oferit sprijin, respectiv Orchestra Fraților Năstase, dar nu în ultimul rând Orchestra Rapsozii Moldovei sub bagheta lui Dorin Vitalie, care, așa cum vă spuneam, sunt niște profesioniști desăvârșiți, fără nici cel mai mic cusur. Și sunt și alți oameni, cei care mă filmează atunci când fac videoclipuri, respectiv Nick Studio, sunt niște oameni foarte dragi sufletului meu. Poate mă înșel Studio. Eu. Da, sunt de la Cluj. Nu e o... Pardon, Studio nu a fost, de fapt, la început. Dacă, nu știu, poate mă înșel. A fost un studio pentru cântăreții de manele. Nu, spun așa. Nu. Tu te referi la NEC, ceea ce nu e, nu. Înseamnă că... Da, nu este vorba despre NEC, este vorba despre Nick Studio. Colaborează cu foarte mulți artiști de muzică populară. Și... Probabil de aceea se face și confuzia asta. Probabil. De aceea am și ținut să menționez treaba asta. Da, de vocea mea se ocupă domnul Dima de la Onești, domnul Dima Marian, care este la fel un profesionist desăvârșit. Marian Dima? Da, Marian Dima este un om deosebit împreună cu soția sa. Îmi sunt alături de fiecare dată. De cele mai multe ori nu este nevoie să sun cu foarte mult timp înainte. Ei îmi găsesc tot timpul un loc în programul lor și le mulțumesc foarte mult. Următoarea întrebare, ce sfaturi ai pentru tineri artiști care își doresc să urmeze o carieră în muzică populară? Muzică în general. Muzică în general și nu doar muzică. Pentru toți tinerii care vor să facă ceva în viața asta, nu știu dacă sunt eu în măsură să dau sfaturi cuiva, însă dacă este posibil... Orice om e în măsură să dea sfaturi. Aș spune doar atât. Fiecare le ia... Mie îmi place să fiu modestă și să-mi văd locul meu, dar aș spune asta, așa cum spuneam și mai devreme, să nu se lase împiedicați de absolut nimic, să-și vadă de drum, să-și stabilească un obiectiv, să muncească foarte mult și să aibă încredere în ei, pentru că atunci când muncești pentru ceea ce îți dorești cu adevărat, este absolut imposibil să nu apară și rezultatele. Cu siguranță. Cum vezi evoluția muzicii populare în viitor? Există noi direcții sau tendințe care îți atrag atenția? Da, probabil că nu le observ doar eu, le observă toată lumea. Da. Către... Dacă tu ești la trending-ul YouTube? Da, către anumite stiluri de muzică pe care, așa cum spuneam, nu vreau să le judec. Nu neapărat că empatizez cu ele, dar nu le judec. Cred că cam într-acolo se îndreaptă. Da. Cam într-acolo se îndreaptă. Dacă ne uităm la evenimente, folclorul a mai pierdut un pic de teren. De ce să nu spunem adevărul? Când merg la evenimente să cânt, v-am spus, nu că mă simt regină doar pentru cum mă tratează mirii și invitații, ci pentru că de cele mai multe ori programul meu implică cam o oră de
prestație artistică și cam atât. Restul sunt alte genuri muzicale. A, deci, da, restul e... Da. Nu știu cum se procedează în provincie, în general. Probabil că în provincie se apreciază mai mult muzica populară, folclorul, însă de la București încolo, folclorul a devenit așa ca cireașa de pe tot. Da, e ceva deosebit. Da, dar tind să cred că totuși nu o să dispară niciodată. Este... Așa sper și eu. Va rămâne ceva așa deosebit în inimile românilor. Dar speranțele, nu știu, mă cam... Da. Care sunt planurile de viitor în calea muzicală? Asta am vorbit mai înainte, nu cred că... Am dezbătut, am zis că am foarte multe. Nu cred că are rost să o mai dezbatem încă o dată. Ce înseamnă pentru tine să fii artist și cum te-a influențat muzica populară în viața ta personală? Păi ce înseamnă să fiu artist? Artist înseamnă multă muncă, ambiție, determinare, multă putere, înseamnă de asemenea epuizare, înseamnă să te simți depășit câteodată, înseamnă să rămâi original, da? Asta cred că este unul dintre caracteristicile principale ale artiștilor, să te numești artist, este să și fii original, să vii cu ceva nou în fața publicului. Originalitatea, da. Și acum o întrebare care, bine, întrebările AI-ului am terminat. Ce înseamnă pentru tine să ai voce și să transmiți ceea ce cânți? Asta pentru că am mai pus această întrebare În podcastul cu numărul 2. Da, și eu așa cum spuneam, avea voce nu înseamnă doar să ai un glas frumos la auz, nu este suficient. Avea voce înseamnă să te străduiești, să fii și ambițios, da? Chiar dacă nu ai o voce extraordinară, cum este cazul multora. Da, da? Din păcate. Nu neapărat din păcate, nu este de judecat. V-am spus încă o dată, eu sunt omul care nu judecă. Da, eu apreciez toți oamenii care muncesc. Chiar dacă nu ai talent, da, poți să muncești atât de mult încât să ajungi la același nivel cu un om care are talent. Sau poate de multe ori să depășești un om care are talent, dar nu muncește deloc. Deci înțeleg că crezi în non-talente? Nu neapărat în non-talente, dar eu cred în oamenii care muncesc și se străduiesc să facă ceva. Da. Da? Poate că eu cred și dacă, că... de exemplu, e unul ăla care, bă, vede că totuși că nu poate, dar el tot. Nu cred că există oameni de genul acesta. Eu cred că există oameni care nu se străduiesc să evolueze. Și dacă nu ai voce, de un fel convinsă și nu o spun eu ca de specialist... De exemplu, eu nu am voce. Dacă ție ți-ar plăcea să cânți, te asigur că ai putea să cânți foarte frumos, foarte corect, posibil. Da? Pentru că a cânta nu înseamnă a cânta doar frumos, trebuie să cânți și corect. Asta e provocarea numărul unu a cântăreților, a artiștilor, da? Este să cânți și corect, nu exact, doar frumos, că îți place ție cum te auzi. Următoarea întrebare. Ce înseamnă să cânți corect? Să cânți corect din punct de vedere muzical, să fii pe ton, să respecti. Pe lângă partea muzică, pe lângă aspectul muzical. Ce înseamnă să fii corect ca artist este, de fapt, ce înseamnă să fii corect ca om în viață. Și asta cred că știe toată lumea ce înseamnă. Exact. Să nu te compromiți, să știi locul de unde vii, unde te duci, să nu faci rău altor oameni, să nu încerci să crești pe spatele altora, să nu încerci să dai pe alții la o parte ca să ieși tu în față, pentru că fiecare avem locul nostru sub soare și multe aspecte de genul ăsta, pe care o să vă rog să nu le tăiați la podcast, da? În niciun caz nu o să tai și cum de altfel nu o să tai nimic din acestea, doar... Adică s-a și întunecat. Doar pauzele, chiar s-a întunecat. De când vorbim chiar, și chiar vorbim de ceva timp, bine, nu știu dacă chiar invitatului din acest podcast chiar i-a făcut plăcere să discutăm, dar na, asta, asta probabil că o să vede când plec de aici. Dacă plec în șuturi... Nu, dacă nu pot chestiunea asta să... Nu, cred că n-o știi să apare, și tu. Să știți că am plecat în șuturi. Având în vedere că tu... Glumeam, bineînțeles. Că tu mi-ai propus de atât de mult timp să facem podcast-ul, iar de fiecare dată eu am venit către tine și ți-am spus, vezi că o să vin acasă, îți promit că încerc să fac de data asta. Chiar dacă noi n-am reușit de fiecare dată, de câte ori am promis, dar trebuie să recunoști că acum, ultima dată, tot eu te-am sunat și ți-am spus, vin acasă, corect. Îți promit, deci, îți promit că o să încercăm să filmăm. Deci da. Asta, da, să revenim un pic la voci. A fost o pauză așa de respiră. Poți să-mi dai exemple de două, trei voci bune naționale? Două, nu contează, populară, ușoară, indiferent. Două, trei voci. Hai să spunem una populară și una altă. Păi, o voce de muzică ușoară pe care o admir foarte mult și consider că este desăvârșită din toate punctele de vedere, pentru că și studiază în continuare și pentru că evoluează continuu, este Andra.
la care nu renunț niciodată la... Mă așteptam să spui asta. Muncii, asta cred, da? Și în muzica populară sunt mai multe voci. Nineta Popa mi se pare o voce extraordinară de frumoasă, cu niște armonii superbe și un om deosebit, un om desăvârșit. Da. Și cu o curățenie așa, și ca și caracter, ca și fel de a fi, este pe sufletul meu. Și să ajungem și că vorbise mai înainte de trending-ul YouTube. Ce părere? Păi ce părere că să tot vorbeam mai înainte de non-talente. Păi lucrurile stau foarte simplu. YouTube este un algoritm, așa cum este, cum sunt toate rețelele de socializare, da? Funcționează după un algoritm și este normal că atâta vreme cât se postează în mod constant și se respectă niște reguli acolo, da? Ale algoritmului. Normal. Să se înregistreze și creșteri, da? Respectiv rezultate. Și acum iar revenim la ce spuneam mai devreme. Nu contează neapărat cât talent există acolo, contează câtă muncă e în spate. Oamenii aceia, dacă sunt în trending, este clar că muncesc, investesc toate resursele lor. Și până la urmă toată, cum poți să judeci asta? Da. Și merg și pe principiu să facem și noi ca ei. Să facem și noi ca ei și să fim și noi în trending, nu? Până la urmă. Da. Bravo lor! Dacă pot, de ce nu? Dacă alții pot, de ce nu aș putea? Exact. Da, corect. Să nu mai judecăm, să încercăm și noi să facem dacă ne dorim, să punem mâna la treabă. Eu, de exemplu, n-aș face niciodată ce probabil, să-i spunem, YouTuberi au făcut. Adică, amintim acele provocări. Aici nebune, deja suntem într-o altă direcție. Deja dam în altceva. Tot ce pune, da, ce pune pericol viața omului, siguranța, securitatea și mai departe, nu cred că e mai cazul să discutăm, evident cam că nu. Cam astea face audiență pe YouTube. Da. Da, din păcate. Da, și în continuare, pentru că s-a făcut chiar noapte și cu adevărat cred că o să ies în șuturi de aici. Nu, dar va trebui să și culcăm copiii la un moment dat. Da. Și trebuie să se mai culce și copiii și oamenii mari trebuie să mai culce. Și știți cum e vorba aia, omul vine, dar mai și pleacă. Ultimul set de întrebări pe care l-am pregătit, l-am făcut și cu ceilalți invitați de aici. Se numesc întrebări fulger sau întrebări rapide, nu știu. Pe YouTube era trending-ul acela odată cu întrebările fulger. O să vă pun câteva întrebări scurte și răspundeți cu unul sau altul. Deci, hai să vedem. Foarte scurt și rapid. Acasă sau la evenimente? Vai, dar ce întrebare grea. Nu se poate în ambele locuri. Din păcate. Acasă, prefer acasă. În prima fază, după care la evenimente, pentru că pentru mine cea mai importantă este familia. N-aș pune pe primul loc absolut nimic în lume decât familia. După care, tot ce rămâne timp, ne ocupăm și de restul. București sau Cașin? Cașin, fără doar și poate. Sol major sau sol minor? Minor. Populare, dar nu e sau sol. Ușoare? Nu e sol, da? Este pe undeva pe la re, dar minor, pentru că îmi plac foarte mult piesele, cântecele în minor. Da. Populară sau ușoară? Populară. Fără nicio îndoială. Tradiție sau eleganță? Tradiție, în primul rând, și apoi eleganță, ceea ce mă caracterizează pe mine, după cum știe toată lumea. Weekend afară sau în România? În România, fără nicio îndoială. Voce sau talent? Vocea care include talentul. Vocea, clar, voce, da? Voce care, așa cum spuneam, implică muncă, ambiție, oase rupte. Altfel sau la fel? Altfel. De fiecare dată altfel. Trebuie să ne reinventăm, să fim originali și să fim tot timpul cu un pas înaintea celorlalți, ca să fim plăcuți și doriți. Și pentru asta vreau să-ți mulțumesc. Cred că ești singurul invitat care a răspuns la altfel. Astea au fost întrebările. O să vă las în comentarii să decideți voi cât de rapid și cât de sincer, mama, a început invitatul să-mi ia vorbele din, să-mi intuiască. Bine. Tu știi bine de ce, da? Tocmai ce am terminat o școală de televiziune unde asta exact, ne-au trebuit să facem. Exact. Da, da? Da. Da, bine. Nu-mi place să aud treaba asta. Da, în fine. Da. Și pentru că am zis că sunt la final,
un mesaj pentru urmăritorii acestui canal? Un mesaj de la mine ar fi, dragii mei, urmați-vă visurile, visele și visurile și visele. Fiți originali, munciți mult pentru ceea ce vă doriți, nu lăsați pe nimeni să vă spună că nu puteți. Fiți ambițioși, puneți sufletul și inima înainte de minte. Trăiți din intuiție mai degrabă decât din rațiune, pentru că pe mine viața m-a învățat că de cele mai multe ori rațiunea te sabotează mai mult decât te ajută. Și poate ar fi multe de spus, nu vin chiar acum, pentru că deja suntem de mult timp aici. Chiar că suntem de mult timp. Da, am înțeles. Acum chiar că e ultima întrebare, dar asta nu e obligatoriu să o pui. Prima dată când am vorbit, am înțeles că ai niște întrebări pentru mine. Da, nu, să știi că întrebările nu erau pentru tine, ci erau întrebări pe care eu doream ca tu să mi le adresezi. Însă, uitați ce deconspirăm noi acum. Însă, între timp, că au mai trecut ceva luni, ce și m-am mai înțelepțit și eu și mi-am dat seama că asta nu e o chestie originală, ca eu să îți dau ție întrebările. De să ce? Chiar mi se pare originală. Păi să mă întreb tu pe mine ce vreau eu, să mă întreb ce vreau eu să știe lumea. Nu, eu m-am gândit, da, bine. Nu, am zis nu că... Nu, ce ai spus eu, dar la ce m-am referit eu? Eu la asta mă refeream, ca eu să-ți fac un set de întrebări pe care să ți-l dau ție și tu să mă întrebi pe mine întrebările pe care eu singură mele. Nu. Da, dar asta ulterior mi-am dat seama că nu e regulă asta absolut deloc. Asta nu se fac ca dovadă că indiferent cineva și cine va fi invitat, treaba asta nu o să fac niciodată. Da. După cum am observat, nici întrebările pe care tu le aveai acolo, în laptop, n-am ținut să le aflu. Mi s-a părut că e mult mai da, păi asta natural. Vine mai natural. Mi se pare mai natural așa. Da, să întreb și să afli și de aici poți obține mult mai multă sinceritate exact, de care au nevoie. Da. Păi, asta are nevoie audiența noastră, da, de oameni sinceri și deschiși. Da, cred că, na, eu cred în sinceritatea omului. Da, dar întrebarea poate rămâne valabilă. O întrebare care vrei să mi-o adresezi. Da, da, uite. Mie personal. Uite, aș avea o întrebare să-ți adresez. Având în vedere că eu mi-am dat seama ce faci tu aici, cu ce te ocupi, da? Și admir foarte mult dorința ta de a face lucruri. Sunt ferm convinsă că și tu ai un obiectiv, da? Aș vrea să te întreb unde te vezi peste următorii 5 ani. Unde te vezi? Aoleu! Mama, asta e întrebare grea. Asta e întrebare pe care o adresez și membrilor familiei. Și cunoscuților și prietenilor care... Știu eu care avea nevoie de întrebarea asta. Unii mă văd peste 5 ani. Păi, în primul rând, canalul ăsta să crească. Da. Și în al doilea rând, dacă, bine, asta știu. Știu la ce vrei să te aștepți că o să răspund. Da, te aștept să răspund că, da, să fiu sănătos. Iar eu o să spun, nu. Sănătos o să fiu doar dacă vreau eu. Și cu asta am chiar. Da. Și uite, eu aș completa cu... Eu nu m-aș fi gândit să te întreb sau să nu aș fi gândit la răspunsul că vrei să fii sănătos. Pentru că nu întâmplător ți-am adresat întrebarea asta. Pentru că eu am văzut că tu ești setat spre a crește, spre a evolua, spre a merge exact înainte. Și că ești constant în eforturile pe care le faci. Și sunt ferm convinsă că o să crești, o să ajungi departe. Și tu, uite, și colegul tău de echipă vă văd așa, având un micuț post de televiziune privat. Da, mulțumesc. Apropiat. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Și vă urez mult succes. Pot să spun că tot ce am făcut până acum a fost un autodidact. Felicitări pentru asta. Puteam să jur că asta este situația și tocmai de aceea admir asta, da? Și tocmai de aceea am fost atât de încântată să facem podcast și mai mult decât atât, chiar eu am insistat să se realizeze până la urmă. Pentru că eu cred în voi. Da, bine. Mulțumim. Ce pot să zic? Și acesta a fost podcastul Altfel de Vorbă cu by Ciprian Zota, alături de Elena Comăneci, căreia îi mulțumesc cu respect că a acceptat să facem acest podcast și, bineînțeles, a acceptat să stăm până la așa oră, pot să-i spun târzie. Și dar aveți în descriere toate linkurile unde mă găsiți. Bineînțeles, o să aveți în descriere și linkurile către canalul de YouTube al Elenei Comăneci și vă mulțumesc
de asemenea, o să-i mulțumesc de asemenea pentru ajutorul acordat și pentru tot sprijinul tânărului Denis Tihan, care, nu știu dacă mă crezi, dar e un om care asimilează foarte rapid. Deci prinde foarte rapid tot ceea ce îi spun. E, orice am spus, nu a trebuit să explic prea mult. De aceea am ajuns la concluzia asta că e, are un talent. E un tânăr cu potențial. Are un tânăr, un potențial foarte de remarcat, mai ales ceea ce urmează să, facă pe viitor. Așa că o să-i urez succes. Succes îi urez și eu și probabil... Mulțumesc încă o dată, seară plăcută că s-a făcut seară. Și nu uitați de like, subscribe, share. E important pentru ambii, da. Pentru că ambii suntem creatori de conținut pe YouTube. La revedere! Ciao! La revedere.